Salut! Astăzi vreau să facem o operațiune de verificare a plantelor pe care le-am pus la înrădăcinat. Și avem aici mușcata curgătoare, care, așa cum se vede în imagine, a început să producă noi mucuri și frunzulițe după doar 2 săptămâni. Asta este un semn foarte bun, înseamnă că și rădăcinile au început să se producă, dar deocamdată nu umblu la ele pentru a le vedea și rădăcinile. Abia după o lună de zile vreau să desfacem o plantă să vedem și rădăcinile. Aici avem florile de gheață pe care le-am pus la înrădăcinat din mlădițe, din butași obținuți din planta mamă. Așa cum se vede, au generat noi plântuțe atât la bază cât și mai sus, în anumite puncte de ramificație. Dar, în general, vedem cât mai aproape de bază au produs chiar și muguri florali. Avem pe una din aceste tulpine. Mugurii florali nu sunt certitudinea producerii rădăcinilor, dar oricum sunt șanse foarte mari ca aceștia să fie produs și rădăcini. Așa cum vedem aici, noile plântuțe sunt semn că sigur avem și rădăcini. Deci operațiunea este cu succes. Tot la înrădăcinat am pus și frunze din această plantă de gheață și vedem că avem rădăcini. Din această frunză vor crește de la bază noi plante. Va genera în perioada următoare muguri din care se vor produce o nouă plantă. O repunem din nou în vasul cu pământ și o lăsăm pentru mai mult timp la înrădăcinat. Aici avem niște butași pe care le-am pus și pe ei la înrădăcinat alături de leandru. Și la acestea este deocamdată prea devreme, ca după 2 săptămâni să umblăm la rădăcini. Vom umbla după minim o lună de zile, 30-45 de zile. Aceasta este operațiunea de astăzi. Mulțumim pentru vizionare, multă sănătate și aveți grijă de voi!